La Botoșani au fost deschise 3 centre noi de vaccinare anticovid-19 în cadrul campaniei de imunizare a populației. Cele 3 centre noi care vor vaccina cu serul AstraZeneca au devenit operaționale în municipiul Botoșani, în orașul Flămânzi și în Săveni. Centrul de la Flămânzi, care a fost inaugurat în această dimineață, este amenajat în clădirea unui centru de afaceri deținut de administrația locală, iar primii botoșăneni s-au și imunizat. Fiecare dintre aceste 3 centre va asigura un flux de 60 de vaccinuri pe zi. Până în prezent, centre de vaccinare pentru populație au mai fost deschise doar în municipiile Botoșani și Dorohoi.